Bună ziua! Bună ziua! Da. Văd că... Ce le-au avut sus? Sunteți gata? Bună ziua încă o dată! Ca atare, noi azi am vrut să vorbim despre alt subiect foarte important ce ține de situația drumurile noastre cu accidente rutiere, care vedem că situația se înrăutățește și nimeni nu bate alarmă, nu convoacă Consiliul Superior al Securității, tot e ok. Numai în campania electorală a fost subiect de discuții. Dar despre acest lucru colegii mei vor ieși cel mai probabil peste 2-3 zile, probabil că joi, dar dat fiind faptul că a apărut știrea de ultima oră legată de tranzacția, următoarea tranzacție directă, indirectă, în jurul aeroportului, noi am considerat că este necesar să ieșim și să vociferăm poziția fracțiunii Platforma DA destul de dură vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Stimați cetățeni, azi dimineață au venit două știri, adică au fost două știri. Prima dimineață, adică la orele 8, noi am aflat că, așa zis investitorul de este, de firma, de firma Rogaie Căpâta, Rothschild, a cedat controlul asupra companiei care la fel controlează Avio Invest, cât a cedat cuiva. Peste o oră noi am auzit, după planiorca ordinară la președinție, noi deja vedem ce se întâmplă, că prim-ministru în Republica Parlamentară fiecare luni se duce la Dodon și noi după asta l-am ascultat pe Igor Nicolaevici, care a spus că de grabă Rusia va acorda un credit pentru Republica Moldova. Peste ceva timp, foarte scurt, apare informația că cel care acum va controla aeroportul internațional Chișinău este oricare Andrei Gonciarenko, care a avut carieră unui top manager de la Gazprom, dar noi știm ce înseamnă Gazprom și noi înțelegem că este o persoană controlată plenar de autoritățile statale din Federația Rusă. Cineva crede că acest lucru este o coincidență? Dar dacă noi mai analizăm șirul evenimentelor de ultimele luni, că din luna septembrie a fost gata și la începutul octombrie a fost pronunțat raportul privind situația cu concesionarea aeroportului, după asta guvernul precedent s-a adresat către instanța de judecată să fie reziliat contractul de concesionare. Și noi vedem că timp de 3 luni jumătate practic nu se face nimic și nu vedem mișcări în instanța de judecată, nici nu măcar anunțată când va fi examinat acest caz. Tot în paralel noi nu vedem nicio mișcare cu investigarea cazului de către procuratură, dar au fost câteva recomandări foarte importante argumentate în raportul care a prezentat domnul Igor Munteanu. Și când luăm toate aceste momente împreună și mai adăugăm aici și schimbarea guvernării, putem să ajungem la o concluzie foarte tristă că securitatea Republicii Moldova este pusă acum în pericol și într-un fel, Igor Dodon achită nota de plată pentru Federația Rusă cu acest control asupra aeroportului, despre care tot s-a zvonit, s-a vorbit foarte mult de ultima oră și iată azi noi ne-am pomenit cu această tranzacție. Deși, iarăși, autoritățile statale nu au fost, și Igor Dodon a recunoscut că autoritățile statale chipurile că n-au știut nimic despre asta. Dar eu cred că Igor Dodon cunoștea foarte bine despre această tranzacție, dar îi dau crezarea lui Dodon. Eu îi
mult timp deja nu face parte de autoritățile statale ale Republicii Moldova și reprezintă interesele altor forță de peste hotare. Ceea ce s-a întâmplat este foarte grav și încă un lucru la care eu atrag atenția, totul s-a întâmplat în stilul flahotniciuist, în stilul regimului vechi, când cele mai importante evenimente, lucruri, scheme, mărșăvi se produc în perioada sărbătoarelor. Când atenția publicului este sustrasă de alte evenimente, lumea obosită, lumea se pregătește de sărbători, iată, atunci, în această perioadă, și se fac cele mai obscure tranzacții. Și azi, noi am fost martori la o tranzacție ordinară din partea lui Igor Dodon, care tot mai bine și mai bine arată ca elev ascultător și foarte bun, probabil cel mai bun elev al lui Plohotniuc, în implementarea acestor scheme, acestor combinații antistatale și în detrimentul intereselor cetățenilor. Dar noi am văzut totul. Am analizat, chiar dacă brusc așa s-a întâmplat acest lucru, și vreau să mai spunem că am reușit în două ore chiar să aflăm cine este acest Andrei Gâncerente. Dacă dați căutarea, iată aici puteți să aflați mult despre Raiderul, informația despre trecutul lui glorios, în ghilele mele de rigoare, în anii 90, că a avut o poreclă hamiac, a trecut prin diferite, adică au fost tras la răspunderea câteva articole din codul penal, extorcarea, excrocherie, mai multe lucruri. Chiar și după ce s-a schimbat puterea în Federația Rusă și el a început, el îi face parte din gruparea Piterski, a intrat în gruparea Gazprom, a fost top manager la unul din companii afiliate Gazpromului. În 2013, din informația de care noi deținem, a fost reținut iar pe un articol din codul penal pe extorcarea de bani. Anchetatorul, iarăși, din câte noi am aflat, a fost renumitul Zaharchenko, care i-a dat drumul, noi înțelegem cum. Și iată acest personaj, contradictoriu, așa se spune mai moale, clar lucru că cu așa trecut glorios, el nu poate fi neșantajabil, el este controlabil plenar de autoritățile din partea Federației Rusiei, cel mai probabil este persoana interpusă. În realitate, Federația Rusă a obținut țara a cui trupele se află pe teritoriul Republicii Moldova și noi știm relațiile complicate care noi avem cu această țară sub acest aspect. Iată, această țară a obținut prin intermediul acestui Gâncerenko controlul asupra unui obiect strategic. În asemenea condiții, Platforma Demnitatea și Adevăr va realiza și face apel către presa, către societatea, va realiza trei acțiuni importante. Prima, noi cerem ca Igor Dodon să convoace cât de urgent Consiliul Superior de Securitate. Așa cum eu a procedat atunci când s-a întâmplat situația cu Rothschild, cu toate aceste tranzacții, nu ținem minte cât de repede a reacționat el atunci. Cât de urgent să fie convocat acest Consiliu, la care să fie invitați reprezentanții opoziției, fracțiunilor parlamentare, liderii partidelor de opoziție, să fie maximum transparență. 2. Platforma, da, cred că noi vom apela și la colegii noștri, partenerii noștri de la PAS și poate și la alți deputați, că aici e nevoie de o treime de deputați. Imediat după sărbători vor colecta semnăturile pentru convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului. E nevoie de o treime de deputați, la care vom solicita venirea prim-ministrului, care să fac un raport vis-a-vis de această, de ultima tranzacție, raportul șefului de la SIS,
privind pericole pentru securitatea statului, raportul de la CNA privind situația cu aplicarea sechestrului și dacă au avut dreptul acest Goncerencă să procure aceste acțiuni, vom solicita raportul de la procuratură cu aceeași întrebare, plus noi vrem să aflăm ce se întâmplă cu ancheta penală după raportul lui Igor Munteanu vis-a-vis de investigarea concesionării în 2013, că de atunci se trage șirul fără de legilor și acțiunilor în defăvarea statului Republica Moldova. Și o să ne mai gândim cine... și desigur ministrul justiției. Da, am uitat de tovarășul Năgăcevski, dar pe noi ne interesează care este soarta litigiului din septembrie, de ce nu se mișcă, dacă statul întreprinde ceva, dacă Ministerul Justiției cumva solicită urgentarea procedurii, când urmează să fie examinat acest litigiu, dacă nu există niște impedimente artificiale. Văd că după ce s-a schimbat guvernul, nu există mare îngrijorare din partea lui Dodon cu acest litigiu, cu întoarcerea în proprietatea statului acestui aeroport. Vrem să știm care este situația și să-l chemăm și pe Năgăcevski. Dacă vom acumula o treime de semnături, probabil că această ședință imediat după anul nou urmează să fie convocată. Înțelegem care e situația acum. Dar și acolo, în funcție de rezultatele, va fi ședință, nu va fi ședință, cum va reacționa guvernul, cum va reacționa președintele, probabil acolo și vom examina oportunitatea de punere moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dodon, că guvernul Chicu nu există. Și a treia măsură, asta deja plenar se va ocupa platforma, da? De urgență noi vom elabora și vom propune un proiect de lege, după exemplu unor țări civilizate, despre tranzacțiile strategice. Ideea e foarte simplă, despre care a vorbit și Igor Munteanu, va vorbi și azi, probabil, că obiectele strategice care să fie marcate, să fie definitivate de către stat, orice tranzacție cu aceste obiecte, chiar dacă ele se află în proprietatea sau concesionarea unor persoane private, să aibă acordul autorităților statale din Republica Moldova. Această lege este întârziată și arhi-necesară pentru Republica Moldova. Iată, asta este planul platformei DA și noi vom reacționa dur și rapid la tot ce se întâmplă, deoarece vedem cum se încearcă să fie pericletată securitatea Republicii Moldova. Stimați colegi, la 4 octombrie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre prin care a acceptat concluziile și observațiile de bază a raportului Comisiei de Anchetă cu privire la privatizările și concesionările din anii 2013 până în anul 2018. Prin această hotărâre, Parlamentul obliga instituțiile de anchetă, Procuratura, să intervină, transmitea indicații clare Guvernului, pentru ca să apere interesele tuturor cetățenilor în retrocedarea bunurilor care sunt în acest moment preluate abuziv de către anumite grupuri economice și de a le retroceda sub controlul statului. Noi am așteptat ca nou procuror general să ia această inițiativă și să demonstreze că este de bună calitate și că servește interesului public. Deocamdată nu vedem niciun fel de mișcări. Deci câteva lucruri. În primul rând, niciun fel de tranzacții nu pot să se întâmple cu aeroportul Chișinău, Internațional Chișinău, fără acordul guvernului. Este o prevedere clară a contractului de concesionare. Respectiv, întrebarea mea în calitate de deputat este ce fel de acord a dat guvernul pentru ca să se schimbe proprietarul drepturilor de concesionare. Când a fost dat? Cu cine s-a consultat acest guvern pentru ca să transmită aceste drepturi de concesionare unei alte entități?
Doi, atâta vreme cât există un litigiu, guvernul anterior, guvernul Sandu, a contestat în instanță această, eu știu, menținere sau deținere a drepturilor de concesionare de către Avea Invest și a cerut, într-un fel, ca instanțele să înceapă a judeca cazul. Atâta vreme cât există în litigiu, aeroportul nu poate fi transmis nimănui. Eu vreau să-l întreb pe domnul președinte Dodon de ce și-a schimbat opinia. Au fost câteva ședințe a Consiliului Superior de Securitate în care el, alături de alți membri ai guvernului, spuneau această proprietate trebuie întoarsă statului și cetățenilor. Ce s-a schimbat anume? Este adevărat că pe anumite continente, pentru ca să adoarmă vigilența băștinașilor, se puneau pe pragul colibilor niște mărgele colorate și niște bomboane. Dar noi nu suntem populații, din Indiile americane. Noi trebuie să știm exact motivele pentru care o persoană cu trecut atât de confuz și legat de infracțiuni criminale în Federația Rusă devine peste noapte, așa zisul, proprietar a acțiunilor la Avea Invest. Cu ce drept? Noi trebuie să retrocedăm aeroportul sub controlul statului, într-o administrație fiduciară. Asta este motivul pentru care noi trebuie să luptăm în continuare. Este un consens între noi și oamenii de bună credință de Republica Moldova ca acest aeroport să nu fie vânturat prin toate offshore-urile. Ce vom face mai departe? Așa cum a menționat Alexandru, noi ne vom concentra atenția asupra instrumentelor legale de a ne împotrivi acestor abuzuri. Vom adopta legea de offshore-izări și vom adopta de asemenea o lege cu privire la protecția specială a infrastructurii critice. Peste tot în lume, infrastructura critică asta, indiferent de proprietate privată sau publică, este supusă unor safeguards sau unor garanții speciale care asigură statului și publicului, cetățenilor, să împotriva unor, riscuri de securitate acută pentru securitatea lor individuală, pentru securitatea națională. Aș vrea să-l întreb pe domnul Isaulinco dacă el privește cu calm la asemenea tranzacții. Aș vrea să-l întreb pe domnul Stoianoglu dacă el privește cu calm la asemenea abuzuri. Pentru că toată lumea o să răspundă dacă se va întâmpla ceea ce scrie presa. După iarnă vine primăvara și atunci o să vedem cum o să joace cei care consideră că pot să facă sub sărbătorile de Crăciun, pot să facă niște decizii extrem de controversate, contrar interesului public. Noi asta vreau să vă spunem și să știți că este o zonă de alertă deosebită pentru fiecare cetățean onest a acestei țări. Această transmitere de la Rothschild, la Ilan Șorș sau invers, până la niște persoane infracționale din Federația Rusă, nu pot să facă altceva decât să aducă, să afecteze imaginea, credibilitatea țării noastre și să afecteze interesele fiecăruia dintre noi, inclusiv dumneavoastră cei care ne priviți. Mulțumesc! Întrebări? Noi vedem, noi judecăm după fapte. Multe lucruri noi am văzut, am analizat acest lucru, dar nu odată am repetat. În iunie 2019 trebuia să alegem între un criminal în lege, cum era Vlad Plahotniuc, și un mincinos influențat de Federația Rusă și din două rele noi am ales una mai bună atunci. Dar asta nu înseamnă că noi n-am văzut acele video și acele video au mers la expertiză, au mers la procuratură și multă informație de care noi dețineam și deținem amu, vedem că se confirmă și vedem că gradul de influență este tot mai mare și mai mare și deja dânsul plătește, adică achită nota de plată pentru mai multe lucruri. Eu nu doar la vorbe și la anumite declarații se vede că este influențat și controlat de peste hotare. Dar deja s-au început și acțiunile. Unde este Andrei Năstase? De ce dumneavoastră nu a ieșit? Noi am ieșit ca fracțiune parlamentară, deoarece aceste acțiuni sunt legate de activitatea parlamentară.
dat fiind faptul că este necesar de colectat semnăturile pentru convocarea ședinței extraordinare, dat fiind faptul că trebuie de pregătit proiectul de lege, dar și vă interesează? Care problemă? Aveți o dragoste, nu puteți sărbători Crăciunul fără Andrei Năstase. Trimiteți mesaje. Noi o să transmitem salutări de la dumneavoastră. O seară cât mai frumoasă. Sănătate, biserică.